Acum s-a mutat aici, în față. Văd e o vacă aici în față. Era pe vaca asta. Bună, așa. Fii atent ca să avem o șansă cât de cât în lupta cu inamicul. Eu recomand să stăm în formații și să atacăm amândoi cu rachete de alea ghidate radar. Adică să-mi iau numai radar sau o să-l Nu, las nu, așa? nu, n-am zis să ții numai radar. Am zis doar că să atacăm împreună cu ghidate radar inițial. Recomandat ar fi să lansăm în salvă pentru că avem amândoi 6 rachete și am putea să lansăm în salvă, adică să fie selectat în loc să fie cum e acum pe robinetul de aragaz 1. Selectăm 1-2, o treaptă mai Adici, înapoi. Da, dar eu prefer să lansez una singură. Ideea este că avionul rămâne puțin nebalansat. Da. Știu, și rămâne. o să rămâi cum ar veni șansele să faci un nou loc și să lansezi a doua rachetă radar sunt foarte mici. E foarte greu să ghidezi radar, adică doar dacă eu știu, îl prins pe unul după ce a fugit și îl prins pe radar. În același timp poți să te ghidezi cu radarul să-l ajungi din urmă și să tragi cu rachetă termică sau tun. Dar în schimb șansa asta atât de mică că poate mai târziu, mie mi s-a întâmplat să trag după bătălie, știi, după prima întâlnire să văd pe unul care fugea. Și am tras cu a doua rachetă radar, dar șansele sunt foarte mici. În schimb, șansele mult mai mari este tot timpul bătăliei să ai stragă stânga sau stragă dreapta, nu știu mai pe care o lansează, pe unul care e asta de aici. Da, nu vreau să-mi folosesc rachetele așa de repede. Ok, că faci cum vrei. Eu o să selectez 1-2, o să lansez în salvă. Deci, atacăm amândoi. Ideea este să distrugem amândoi câte o țintă. În felul ăsta mai rămân numai doi. Deci după ce am văzut fiecare bum bum ca a bubuit fiecare pe cineva, după aia fiecare urmărește pe celălalt și nu mai scapă. Astfel încât să nu mai aibă nicio șansă să ne pice în spate sau chestii de genul ăsta. Ce zici de acest plan măreț cincinat? Este un plan foarte bun. Stai să-mi pun benzină să-l am. Da, păi nu e plin? Este plin, dar am verificat să nu cumva să aibă 40%. Ok, activez țintele. Decolez când zici tu că eu sunt în față. Ok? Vin când... O să decolez. Okay. 80%. Și da drumul. Ok. După decolare, e vector 330. Ok, o să-l iau 330. Acum o să mai puțin noi, puțin mai puțin și mai luminos, să zicem.
Opresc afterburner-ul. Am luat Victor. Am ridicat siguranța de pe flare-ul, de contramășuri. Eu am ridicat dinainte să decolez. Am activat afterburner-ul. Am selectat Girosar. Stai că trebuie să am deviat un pic dreapta. Ok. Să spargi în plafonul, nu? Da. Sau vrei să spargi când ajungi la căura aia din urmă? Mai încolo. O să-l sparg acum. Ok. Am tunul încărcat. Poate nevoie. L-am spart. Mai ai afterburner-ul? Nu, l-am dezactivat. Dar o să-l deși la ce erau la 7000 de metri, parcă. Da. Hai că trebuie să mai urcăm. Încă vreo 2000 de metri. Dar hai să stăm la 6000 de metri ca să vadă radarul mai bine. 6500, zic eu. Îmi pornesc radarul. Ai pornit radarul? Da, acum. Pornim și eu. Și am 5.000 de metri. Tu mă vezi? Eu ar trebui să mănânc. Așa? Să mă culc. Și să mănânci și să te culci. Da. Hai că facem pisul asta și opresc afterburner-ul și după aia o să mă pus. Ce trebuie? Hai că mai am mult. Așa. Hai să ne oprim. Mă pun autopilot. Pilot. Și să nu-mi stă gata. Stai că dacă nu stă gata. Prea vreau să-mi stă gata. Mă mai vezi? Da, da. Ai oprit afterburner-ul, pendulezi în sus. Da, l-am oprit. Acum urci? Intenționat? Da, un pic intenționat, dar am urcat un pic la mult, că să nu ți vezi deși. Ceva? Negativ. Cam prin nori. Hai să mai scădem. A început să ne lumineze drept în față. Drept în față? Eu nu văd nimic. Nu, ne piuie berioza. Mie nu piuie nimic, dar mi-a arătat acolo că... Am pornit afterburner-ul. Pe de ce? Am oprit. N-ai nevoie de afterburner, că se crește clopșul pentru rău. Adică te apropii foarte repede de dinamic și nu mai ai foarte multe opțiuni. Eu am nici pe la dar nici visor, dar mă iluminează, mă iluminează tu și mă iluminează niște chestii în față. Am dat nimic pe radar mie, dar pare a fi un pic mai la stânga. Sunt un pic mai la stânga, virează 10 grade stânga. Ok. Până când ai... Acum, atât. Atât, acum avem două... Nu știu cum sunt 10 grade. Gata, au apărut pe radar în față. Îi văd eu. Îi văd pe radar. Dar nu i-am vizual. Da, nu contează. Vrei stânga sau dreapta? Eu iau... Eu o să îi am vizual. Tu îl iei pe cel mai din dreapta, iar eu îl iau pe cel din
din dreapta celui mai din stânga. Tu îl iei pe cel mai din dreapta și eu îl beau pe cel din stânga a celui din dreapta. Ce să Blocat. fac? Vreau să fac loc, doar că nu cred că va fi pe avionul corect. Dar mi-a făcut pe cel corect. Ok. Deci tu cum lansezi? E locat deja. Cine? Fox One. Fox One. Am nimerit unul. Nimeri și eu ceva. Eu am nimerit și am distrus. Ai... A... Tu ai distrus ceva? Bă, că nu. Așa mi s-a părut, dar A posibil apărut, să doar că trase. nu a apărut acolo. Cred că am tras în A, direcția am, cealaltă. să știi că am, să știi că am that break information, sau cum se zice în română. Mi-a ieșit informație. Da, și eu la fel, încerc să-l urmăresc pe nu știu, l-am pierdut. Da, eu cred că am ceva în coadă, da. Da, am ce, cred că am ceva în coadă. Dar de unde îți dai seama dacă cineva te lansa rachetă? Nu prea îți dai seama. Am trage două flăruri, așa. Nu te văd, nu te văd, să știi că nu te văd. Sunt Sunt în total viraj gol. pe stânga, deasupra pădurii, unde e zona fără nori. Încerc să... Ce sunt în zona fără nori? Sunt la pe vector Eu sunt în viraj stânga. 120 și eu sunt tot în viraj stânga. Sunt la 5.000. La Spune-mi dacă vezi pe 5.000? cineva și îți dau două A, fleruri. cred că vezi la... Văd pe cineva care e sus și văd Am mulți dat care 3 sunt sus. fleruri. Ok, gata, te-am văzut. Era să dau loc pe tine. Sunt unii jos, i-am văzut pe unii jos, jos de tot. Am unul deasupra mea. Aveam unul deasupra mea. Am pe unul în Warner față și unul Enable. pe unul. Ah, mi-am dat seama că trebuia să arunc ciute. Și nu l-am aruncat. Am mâncat și eu acum. Unde e? L-am pierdut pe ăla din față. Stai să nu intre în spate. Să... A lansat racheta, a lansat racheta. Au! Bun! Ne-a nimerit cu racheta, ne-a nimerit cu racheta. Te-ai nimerit pe Mi tine s-a sau? oprit motorul, m-a nimerit pe mine. El a făcut aripă. S-a oprit motorul, încă mai avea, nu poate să mai fie prima dată. Ai grijă. Reușesc. M-am mâncat apoi s-a prea târziu. Ai luat un lemn în Vezi că brațe? sunt jos. Sunt tot jos. Sunt Ai tot grijă, jos. ai grijă, ai grijă. Prie, 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 prie. Gata, prie, te Vezi că te urmăresc toți trei. Te cred, mai e. O să-ți dea. Încă îți zic eu dacă lansează. E unul exact în spatele tău, dreapta, dreapta, fă dreapta că o să poți să-i dai engage în dreapta. Vezi, e în dreapta.
Dă-i cu tunul sau cu ceva. Si. Nu. Atenție, 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 atenție. Pădurea, vine pădurea. Eject. N-a dat nimeni nici o rapidă încă. N-a dat nimeni încă nici o rapidă. Dar cred că se pregătesc să-ți dea. Vezi cu... Vezi că trage cu turnul. Trage cu turnul. Turnul doar. Vezi cum a ajuns o viteză foarte mică. Oh, s-a prăbușit turnul. S-a prăbușit turnul. A intrat în copaci. S-a mai dus gurutul. Am mai rămas doi. Și-s tot după mine? Nu-i mai văd, dar ia un pic de altitudine, că am impresia că sunt în spatele muntelui. E, că dacă tot am ajuns aici jos. Ce gândesc? Sunt și sunt tot jos. N-am vizual cu niciunul. Ai vizual cu unul? Niciunul. Păi caut, să știu. Văd locul în care s-a prăbușit ăla. Aha. Că nu-i fără motorină, dacă... Deci, ai găsit ceva? Pasă și tu F2 și vezi unde sunt, la ce măcar altitudinea, cum ți se da, pare, mică, sunt mare. La 1600, sunt destul de jos, sunt destul de jos ăștia. Unul iese la 1000, destul de jos, ambii sunt destul de jos. Și zboară în formație. Da, frumos. Caut un reper care ar merge. Manevrează de la un răule. Auzi, mă asculti? Ei nu prea manevrează. Au afterburner? Nu au afterburner, merg cu 400. Merg în linie dreaptă? Da, merg în linie dreaptă și urcă un pic. Și... Sunt la 3000 de metri, încep. Ok, la vedere. E la vedere? Pe radar. Pe radar? Ia, atunci foarte bine. La vedere. Sunt doi, ambii în fața ta. Dă-i. Dar vezi că nu ai rachete radar deloc. Ce s-a întâmplat cu rachetele radar? Mai ai un singur rachet care... mai ai două rachete care nu sunt radar. Ce s-a întâmplat cu restul? Am tras la primul sal. Vezi? Asta nu, de asta nu e bine să... Să așa repede rachete. Da. Eu zic să-i dai... Iau de fapt, nu, adică să-i dai rachete, nu. Și dai plană, vezi că am merg cu vreo 430 la oră. Vezi că au intrat în nori, sunt în nori. Urcă și tu. Sunt deasupra norilor. Încă poți să-i... pierzi că mergi mai repede. Ăștia încă sunt în nori, pe la 4000 de metri. Primul în curând sparge plafonul. Vezi că sunt... L-am în față pe radar, dar nu...
Nu l-am un vizual. Păi du-te, dă-i loc pe radar. Și după aia, uite, este, nu vir. Niciunul nu virează și vezi că nu a ieșit. Nu a ieșit. E în fața mea, nu-l văd. Au ieșit ambii. Gata, îl văd unul. Sunt doi, ambii au ieșit. Vezi, lanterna. Taci un pic. Unul în stânga, exact în stânga, îl țin între coadă. Jos, jos. Jos, dreapta acum, acum dreapta. Îl văd, l-am la vedere. Îl ai la vedere, bine. L-am avut la vedere. L-ai avut. E sub, tocmai a coborât extrem de repede. Da. Coborât extrem de repede, prin nori este deja sub nori. Cauza este că nu mai avut de la rachetă. Și vezi că ăsta are două rachete. Nu mai văd. Îl mai vezi tu pe unde e? Nu, nu-l mai văd, dar... este prin în bucata în care nu prea sunt nori. Este în bucata în care nu prea sunt nori. Vezi că mă uit după el, Nimic până acum. Pe aici ar trebui să fie. Este pe la 4000 de metri. Da, i-am dat am dat cu o rachetă, am doborât unul și mi-a dat cu o rachetă altă. Văd nimic încă. A, vezi că ăsta urcă, M-a lucat, nu știu de unde. E la 5000, aproape. Nu mai am sper. Mă uit după el. E în spatele tău! În spatele tău e! Acum, la vedere! Păcat că micurile nu sunt chiar așa manevrabile. Dacă erau manevrabile, era un avion care e foarte bun. Bravo, ai intrat în șase? Nu, n-am intrat în șase. Aproape, aproape. Bă, nu l-am pierdut. Ce-a fost ăla? Acum e în spatele tău și urcă. Vezi, cu altitudinea... Îl văd, când a lansat un player. Am mai tras unul. Nu-l mai văd. În dreapta, a lansat un fer. În dreapta sus. Fix în dreapta ta. Nu, nu-l văd. Îl văd din nou. Eu zic să... Pierd foarte des. Sus. Lângă jos. Față. Îl-ai? L-am pierdut. În stânga, foarte aproape, în sus, un pic. Așa, îl vezi? Jos. Nu-l văd. Stânga, jos. Stânga. Acum doar stânga. Nu-l văd. Foarte stânga. Nu-l văd. Cam pe la ora 8. În spate? 7. E în spate? Da. Acum e la ora 9. De fapt la ora 12 pe sus. Hai mă, băi, deci aia e cu totul și cu totul altceva. Zi, e în față sau nu e în față? E sub, tocmai e în dreapta acum. Acum este în dreapta sub tine. Face foarte multe manevre și îl pierzi foarte repede. Este foarte... F5-ul e foarte manevrabil și îl pierzi repede.
Nu-l văd. Dar Nu-l ar văd. trebui să merg. Îl văd din nou. Unde? Păi l-am pierdut. Eu Deasupra, în trebuie să fața merg mea. la masă. Ok. Bam! Eu trebuie să merg la masă și la... Bam! Sper să te descurci cu... Cu interceptatul lui. Bam! Pa, am lansat după el. Vreau să văd. Boom! Și Veniți? acum am rămas și fără combustibil. Bravo! Deci l-am Acum doborât, dar nu du-te... mai am combustibil. Bravo! I-am doborât pe toți. Foarte bine. Bun așa, unde e mare? Oh, Pa! și pa, pa. N-avem niciun drum, n-avem nimic de aterizat aici. Mayday, 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 mayday. To go. Și acum să vedem cum facem cu urșii. Și îngropat.